cum cineva poate să zică că trăim vremuri grele pentru a crește copii în ziua de azi. Nu cred că sunt vremuri grele deloc. Ba dimpotrivă, în comparație cu vremurile bunicilor noștri, străbunicilor noștri, și nu mai zic în secolul 20, doar dacă ne gândim, da, tot secolul 20, cel mai sângeros secol, da? Primele două război mondiale, da? Ceea ce a dus la moartea zeci de milioane de oameni, dacă nu sute de milioane de oameni. Și totuși, bunicii noștri, străbunicii noștri au ales să îngrijească de niște copii, să facă niște copii ca noi, să trăim astăzi, nu? Dacă am gândit cu toții așa, dacă ei ar fi fost, da, într-adevăr justificat să zică, băi, sunt vremuri grele pentru a face copii. Dar oameni buni, există, da? Poate exista justificarea asta? Adică nu asta este cel mai mare, cum să zic, cea mai mare motivația noastră, cea mai mare bucuria noastră ca și oameni să ducem celelalte generații mai departe? Adică oamenii aceia care au luptat în război, oare nu pentru familiile lor au luptat? Nu asta a fost motivația lor? Să-și vadă copilul că o să trăiască într-o țară mai liberă, mai bună, într-o lume mai bună. Au luptat pentru dreptate, au luptat pentru copiii lor. Un om fără copii, aș spune că este un om fără speranțe. Acum, cu siguranță, sunt și excepții și motive întemeiate pentru care să nu ai copii. Dar vorbim la modul general, la oamenii care pot avea copii și găsesc astfel de justificări de noaptea minții, în care ar putea să spună astăzi, în secolul 21, unde trăim cei mai buni ani, cele mai frumoase vremuri, cele mai bune vremuri, unde poți să-ți îngrijești copiii și să le oferi o viață decentă, fără probleme. Astăzi doar cine nu vrea, nu găsește un job, nu găsește un loc unde să muncească și să-și întrețină familia, din punctul meu de vedere. Nu știu care este motivul din spatele celor care afirmă astfel de lucruri, că cu siguranță vremurile grele nu sunt o justificare în ziua de azi. Hai să spunem că în ultimii 2 ani, 3 ani, 2 ani, da, de când este războiul ăsta la graniță, să zicem că haideți că avem ceva motive unde putem să ne plângem că na, s-ar putea să vină vremuri grele și așa mai departe, dar totuși încă o ducem foarte bine și nu avem de ce să ne uităm că nu putem să ne oferim o viață decentă copiilor noștri față de cum au putut bunicii, străbunicii noștri, înaintașii noștri. Hai să zicem că bunicii noștri, unii, na, mai sunt nostalgici de vremurile trecute, recent, da, din comunism. Dar gândiți-vă mai departe, da? Mai departe. Niciodată oamenii n-au dus-o atât de bine ca în ziua de astăzi și nu are rost să ne plângem. Acum haideți să ne gândim la condiții și la confort. Nu o ducem rău deloc. Acum avem toaleta în casă, avem baia în casă, avem apă curentă, decât dăm de un buton și curge apa, putem să bem apă, putem să ne spălăm. Avem aspirator, facem curat în casă. Nu mai călcăm pe pământ jos, nu mai dormim pe patul de paie tare și în care intră șoareci și așa mai departe. Putem avea o igienă corespunzătoare, zicem noi astăzi, nu? Pentru copii, da, avem Pampers, putem să spălăm la mașină rufele. Avem tot felul de device-uri și de mașinării care ne fac viața mai ușoară. Și noi să ne plângem astăzi că nu ne putem îngriji de niște copii, de un copil, doi măcar. Pentru mine este greu de conceput că cineva poate să gândească în felul acesta. Ce faci, tate? Oh, uitați-vă! Cum să nu își dorești să ai niște copilași așa drăguți? Cum să nu poți să le oferi o viață decentă azi, când trăim cele mai bune vremuri? Cum trăiau părinții noștri? Cât de rudimentar, cât de simplu, nu? Și astăzi, cu atâta tehnologie și cu atâta drepturi și libertăți pe care le are omul, și în trecut nici nu exista acest concept, femeile o duceau atât de rău, poate, în trecut.
Și astăzi cât de bine pot să spun că o ducem față de comparații cu trecut. Bineînțeles că avem problemele noastre și așa mai, și întotdeauna vom avea. Dar nu este ăsta un motiv să nu faci copii și să nu ai copii, din punctul meu de vedere. Da, sunt niște motive justificate pe care cu care te poți justifica că nu ai copii sau că nu poți să faci copii sau că nu vrei copii. Da, dar să spui că astăzi sunt vremuri grele și nu mai poți să aduci copii pe lume din cauza asta, sau nu e bine să aduci copii pe lume în ziua de azi că trăim vremuri grele, mi se pare absurd. Așa că, oameni buni, mai gândiți-vă că trăim niște vremuri excelente, cele mai bune vremuri din istorie. Din ce am studiat eu, din ce văd, din ce trăiesc, eu cred că trăim cele mai bune vremuri din istorie pentru a aduce copii pe lume. Dacă părinții noștri au putut să îngrijească de, mă refer de înaintașii noștri, nu neapărat părinții noștri, ai noștri acum, ci chiar de străbunicii noștri, străbunicii noștri care au avut mulți copii, da? În condițiile acelea grele, noi astăzi nu ne permitem măcar doi copii să facem? Nu, cred că este vorba de voință, de mentalitate, de standarde pe care ne le punem prea înalte. Dacă noi astăzi le putem oferi, da? Dacă îi putem să-i creștem, să-i educăm, să-i pregătim pentru viață, asta este prima noastră datorie ca și părinți. Restul sunt binevenite și celelalte lucruri, dar dacă noi ne-am făcut datoria de părinți de a-i crește, de a-i educa și de a-i pregăti pentru viață, este de ajuns. Că vrem noi să le oferim mai mult, este partea a doua și este binevenit. Dar, dragilor, haideți să nu mai ridicăm standardele până în cer și să nu ne mai putem atinge și să ne închidem într-o capsulă, să ne umplem de frici și să credem că astăzi sunt vremuri grele de crescut copii.